Ales locul 2 la trofeul Carpați, cum s-a simțit din teren această competiție pentru tine? A fost o competiție chiar foarte grea, am irosit foarte multă energie și chiar prielnică, fiindcă o să ne întâlnim cu aceste echipele europene și la fote. Și eu zic că meciul cu Norvegia a fost o învățătură pentru noi și data viitoare sper să dăm tot ce avem mai bun. Ce explicație ai avea pentru finalul de meci cu Norvegia? Nu știu ce explicații pot să vă dau, decât pot să vă zic că ne-am pierdut un pic, fiindcă am văzut că se apropie de noi și a intrat panica și, din păcate, am pierdut mingea foarte mult, dar sperăm că data viitoare să nu mai facem așa ceva. Ce ar fi de îmbunătățit pentru viitor? Pentru viitor ar fi să ne îmbunătățim psihicul, să ne credem că suntem mult mai bune decât arătăm în teren, să lucrăm foarte mult în sala de forță individual, la echipă, și pentru că chiar avem nevoie de acest lucru. A fost o confirmare că această generație poate obține o medalie? Da, chiar este o confirmare și sperăm să nu dezamăgim pe nimeni.